Liderul Asociației Naționale a Organizațiilor Studențești din România, Petru Șorțucă, a declarat că nu studenții sunt cauza numărului insuficient de locuri în trenuri, ci deficitul de vagoane pe care îl are CFR. Liderul ANOR a mai spus că doar o cincime dintre călătorii CFR sunt studenți. Declarația a fost făcută în contextul în care ministrul finanțelor Eugen Teodorovici vrea să condiționeze gratuitatea studenților la transportul feroviar de notele din facultate, idee susținută și de ministrul transporturilor Răzvan Cuc. Potrivit liderului ANORS, studenții nu circulă foarte mult cu trenul, iar datele transmise de CFR arată că numărul total de bilete vândute pentru studenți în 2018 este de 20% din numărul total. Petru Șorțucă a declarat că doar o cincime dintre călătorii sunt studenți și că nu crede că o cincime blochează trenurile țării.